și motive, numărătoarea voturilor s-a încheiat. În dreptul Partidului Național Liberal, în dreptul președintelui Klaus Iohannis, avem un scor impresionant, 71,9%, aproape 72%. Cu acest rezultat, județul Bistrița Năsăud, filiala noastră județeană, se plasează printre primele 10 filiale din țară, un lucru pe care eu l-am stabilit ca și target, asumat în fața colegilor mei. Dar insist asupra contextului. Discutăm despre cel de-al doilea tur de scrutin, în condițiile în care județele cu populație maghiară sau preponderent maghiară au avut un impact major asupra procentajelor din județele respective. Așadar, încă o dată ne-am făcut datoria, încă o dată am reușit să bifăm într-un mod excepțional un rând de alegeri de o însemnătate uriașă pentru această țară. Le mulțumesc în mod cu totul și cu totul special conjudețenilor noștri care au ieșit la vot și au votat pentru o Românie normală. Le mulțumesc și celor care au ieșit la vot și l-au votat pe contracandidatul președintelui Iohannis pentru faptul că au făcut un exercițiu absolut democratic. Le mulțumesc celor care în primul tur au votat cu USR Plus. Mulțumesc electoratului USR, mulțumesc electoratului PMP, care în mod categoric l-a susținut pe președintele Iohannis, ne-a susținut pe noi în efortul de a obține un scor cu totul și cu totul excepțional. I-am invitat astăzi pe câțiva dintre colegii mei care s-au evidențiat în această campanie electorală și mă refer în primul rând la președinți de organizații locale. Tiha Bârgăului este aici, dar într-un clasament pe care noi, evident, deja l-am făcut, din nou, ghiciți cine este pe primul loc? Domnul Salvi. Cine? Era ușor de anticipat. 87,18%. Regret că domnul primar nu a putut, din binecuvântate motive, să fie aici. Dar îl felicităm prin intermediul dumneavoastră, cu siguranță îi va face mare plăcere. Tiha Bârgăul, în schimb, este aici, 85,66%. Spune mult despre modul în care oamenii de pe Bârgău înțeleg să susțină un proiect mare pentru această țară. Spermezeu, încă o dată, un 83,59%. Scor, deosebit scor, care pentru noi nu reprezintă niciun fel de surpriză. În schimb, Dumitra, 82,44%, este oarecum o surpriză, în condițiile în care știm că avem la Dumitra o administrație locală deosebit de harnică în campaniile electorale. Feldru, 82,30%, îl felicităm pe domnul primar Grigore Țiolan pentru acest rezultat și, evident, îi felicităm pe oamenii care au votat în Feldru. Și eu, Măgheruș, 81,88%. Mă bucur mult că și eu, Măgherușul, vine în partea superioară a clasamentului județean. Livezile, 81,79%, un scor cu totul și cu totul remarcabil. Rebra, 80,97%, se vede foarte clar că diasporenii i-au convins pe cei de acasă să voteze pentru o Românie normală.
Lunca Ilvei, 80-72%, felicitări. Leșu, 79-98%, un scor care le face mare cinste, ținând cont și de contextul în care ei își desfășoară activitatea politică acolo, o administrație locală. Astăzi e zi festivă, foarte harnică de asemenea în campanie, inclusiv pe mobilizare. Am câștigat în toate orașele. Felicit organizația Bistrița, care a muncit enorm în această campanie. Îi felicit pe bistrițenii. Bistrițenii care, iată, a treia oară consecutiv, dacă e să ne raportăm și la referendum, a patra oară consecutiv, ne arată o susținere formidabilă. Le mulțumim pentru această susținere și asigurăm de faptul că vom întoarce, după alegerile locale, evident, cu multă mulțumire ceea ce ei ne dau astăzi printr-o bună administrare a municipiului. Năsăudu, un scor remarcabil, este aici domnul viceprimar. O să vorbească domnul viceprimar despre scorul pe care l-a obținut. La St. George Bay, un scor care, din punctul meu de vedere și cred că și din punctul de vedere al colegilor mei, închide povestea pe alegerile locale de anul viitor. Să nu uităm că am avut un fost membru PNL care a migrat, s-a dus la un alt partid politic și care a făcut tot felul de piruete prin St. George Bay în ultimii 3 ani de zile. Dar m-am zis că e mereu la 8 secunde. Nu știu. O să-l întrebăm. Va vorbi 3 ani despre acest lucru. Pe scurt, le mulțumesc tuturor celor care ne-au susținut. Le datorăm tot efortul și toată considerația pentru ca în anii care vin acest județ, prin schimbarea unui comportament politic, să intre în rândul județelor bine administrate, cu un nivel bun de viață. Ne-am săturat, nu mai putem accepta să fim cei mai săraci români. În județul Bistrița Năsăud, conform Institutului Național de Statistică, trăiesc cei mai săraci români. Avem cele mai mici venituri nete din România. Tot ceea ce ține de noi, începând cu această guvernare, continuând cu guvernarea locală, după alegerile locale și după alegerile parlamentare, printr-o echipă omogenă cu președintele României, cu siguranță vom da cel mai bun exemplu de administrare națională, de administrare județeană și de administrare locală. Îi rog pe colegii mei să idem și, evident, vă mulțumesc ca de fiecare dată dumneavoastră, care vă faceți datoria exemplară. Față de oameni, în primul rând. Mia. Bună ziua. La Tihă Burgăului și de data aceasta am avut parte de un proces impresionant. În primul și în primul rând am avut parte de o prezență foarte bună. Le mulțumesc tuturor cetățenilor din comuna Tihă Burgăului, consătenilor mei din satul Turiac, acolo am înregistrat cea mai mare prezență la vot, pentru buna organizare, pentru modalitatea în care s-au mobilizat și au ieșit într-un număr atât de mare la vot. Vreau să vă spun că avem o diferență de aproximativ 500 de voturi față de primul tur, în plus, prezența la vot. Le mulțumesc tuturor celor implicați, membrilor din organizația PNL Tihă Burgăului, care împreună am stabilit anumite ținte și de data aceasta s-au dovedit a fi ușor de atins. Le-am atins, am atins un procent de 85,66%. În urmă cu 5 ani n-a fost vorba despre acest procent, a fost totuși în jurul acestuia. Era vorba de 78% pentru Claus Iohannis. Iată,
că de data aceasta am reușit să depășim. Vă mulțumesc că dumneavoastră, echipei liberale de la Bistrița Năsăuri, vreau să vă spun, domnul președinte, că la noi a funcționat foarte eficient principiul subsidiarității. Acolo avem anumiți responsabili de anumite secții de votare în care chiar și-au spus cuvântul, au contribuit, drept urmare avem aceste rezultate deosebite. Da, ne clasăm pe locul 2, da. Însă țin neapărat să menționez faptul că noi avem un număr mult mai mare de votanți decât Runcu Salvei. Da, mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Din politețe am început cu o doamnă, rog pe Sorin Hangan, pe președintele organizației municipale, organizație care a obținut un scor extraordinar, aproape 77%, să vă spună ceea ce gândește. Da, mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu scurt și sobru. Eroii zilei de ieri au fost bistrițenii și pe această cale îi felicit și le mulțumesc tuturor bistrițenilor care s-au prezentat la vot. Sigur, într-o notă specială celor care au votat candidatul Partidului Național Liberal pe Klaus Iohannis. Nu în ultimul rând vreau să le mulțumesc și colegilor mei, membrii Biroului Politic Municipal, simpli membri, simpatizanților, care mi-au fost alături zi de zi în această campanie densă, pe străzile orașului, în piețe, în fabrici, la radio, televiziune unii. Și să îi îndemn ca în continuare să rămână smeriți și să ne apucăm de treabă, că avem foarte mult de lucru, pentru că vrem din vara anului viitor să desprăfuim Bistrița. Avem foarte mult de lucru, în primul rând, ca interfață între guvern și președintele României, interfață între doleanțele cetățenilor și guvernul României și președintele României, că tot vorbeam în programul domniei sale de digitalizare. Mulțumesc și să mergem tot așa. Năsăudul de anul viitor își va schimba, revenindu-mă la Dorinda și prefixul. Lăsăm vicele la o parte și rămânem numai cu cuvântul de bază, adică primar. Te rog, Dorin. Da, mulțumesc, domnule președinte, din nou pentru invitație, stimați reprezentanți ai presei. Mă bucur că ne revedem din nou aici, în sediul nostru, cu vești bune. Aș începe prin a le mulțumi tuturor năsăudenilor și tuturor celor care au fost la vot ieri pe 24. Și în mod special și aparte le mulțumesc tuturor care au dat votul de încredere pentru candidatul nostru, Klaus Iohannis. Am recâștigat un al doilea mandat. Vreau să vă spun că greul de acum începe pentru noi. Până acum am trăit momente de bucurie. Le mulțumesc, vreau să mulțumesc și organizației pe care o am la Năsăud. Am acolo niște oameni extraordinari. Cu toții, cu siguranță, am contribuit la acest scor. După cum vă spuneam, greul, să știți că de acum începe, suntem și la guvernare, avem și președinte, trebuie să ne punem la treabă. Eu pe această cale vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și sper să ne revedem din nou cu vești bune. Vă mulțumesc! Traiane, te rog! Da, mulțumesc, domnule președinte! Într-adevăr, pe acest rezultat, sângeozenii își dau seama că suntem pe drumul cel bun. Așa cum am mai spus-o, acest rezultat nu ne face decât să fim mult mai responsabili pe viitor, pentru că cel puțin la noi sunt jos și multe alte comunități. Sunt foarte multe proiecte care sunt în derulare, multe adjudecate, mai sunt două de adjudecate, sper că sunt alte adjudecate. Încep lucrurile în primăvară. Suntem pe drumul cel bun și le mulțumesc încă o dată pentru încrederea lor. Iată încă o dată dovada faptului că
politicile care s-au dus de a împiedica tot ce mișcăm la Sângeul Zboi se dovedesc a nu fi ortodoxie, clar că rezultatul care s-a văzut aseară, oamenii nu le mai dau crezare celor de la PSD. Și le mulțumesc încă o dată și continuăm împreună. Asta e foarte important. Da, mulțumesc, Traian. Nelu Zăgrean, Ioan Zăgrean, un om care s-a implicat mult în această campanie. Eu, fiind veterinar, îmi revin în sarcina să mulțumesc eu, domnul președinte al UMEI, să mulțumesc eu veterinarilor pentru votul acordat, pentru încredere. Vreau să vă spun că la Betlan e o situație un pic mai dificilă, dar asta știți foarte bine, de câți ani PSD-ul guvernează orașul Betlan. Și sunt foarte mulțumit pentru că avem a treia victorie, dacă luăm și referendumul, aș zice, a patra victorie în Betlan. Asta înseamnă că cetățenii orașului Betlan se gândesc la o schimbare, lucru care nu este rău. Cei care sunteți apropiați de vârstă cu mine, cred că vă aduceți aminte, când făceam școala, era o gazetă de perete. Și acolo scria așa da, așa nu. Eu consider că la votul care s-a dat la Betlan, cetățenii orașului au spus așa nu. Noi ne vom bate în continuare să câștigăm alegerile locale la Betlan și sper că vom reuși. Și aștept ca cetățenii să pună cealaltă parte a panoului, eticheta așa da. Eu vă mulțumesc tuturor și aș vrea să aveți încredere că în Betlan există o echipă care se va bate și care va face rezultatul să fie realizat în partidul meu. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc, Nelu, am stipulat că în toate orașele am obținut scoruri deosebite. Da. Și nu ne îndoiam că vei scoate în evidență acest lucru. Iana, te rog, un scurt mesaj pentru doamnele care ne-au susținut exemplar. Doresc să mulțumesc bistrițenilor de acasă și bistrițenilor aflați în străinătate, care au înțeles importanța exercitării dreptului la vot și calea care trebuie să urmeze România în Europa, alegându-l pe Klaus Iohannis președinte. De asemenea, doresc să adresez mulțumiri tuturor colegilor care, începând cu luna august, au desfășurat o activitate concentrată, organizată și susținută până în ultima zi, începând cu campania de semnături, perioada de precampanie și campania electorală care a durat 6 săptămâni. Și de asemenea, aș dori să adresez mulțumiri tuturor reprezentanților Partidului Național Liberal Bistrița Năsăud, care au avut reprezentarea partidului în exercițiul funcțiilor pe care le-au avut în exercitarea și organizarea alegerilor în organismele electorale în care au făcut parte. De asemenea, aș dori să mulțumesc tuturor doamnelor liberale care s-au mobilizat exemplar și au arătat ceea ce este bine pentru viitorul României. Da, mulțumesc că ai făcut așa. Mulțumesc, un lucru e clar, există o empatie, o rezonanță între Bistrițeni și Klaus Iohannis. Asta ați văzut-o și în 2014, o vedeți mai pregnant acum. Bistrițenilor le plac, cred că oamenii serioși, oamenii corecți și cei care măsoară de 3 ori și tai odată. E primul președinte, sau primul om care după 89 pune PSD-ul cu botul pe lame. Să fie foarte clar. Scor sub 30%, PSD-ul n-a mai luat nici în județul Bistrița Năsăud și n-a mai luat nici în țară. Așa că e în mare parte meritul lui Klaus Iohannis. Nu cred că trebuie să batem din palme și nu cred că trebuie să ne culcăm pe ureche. Din alegerile locale, unde va trebui să fim pregătiți, cred că trebuie să coborâm mai mult între oameni, trebuie să ne finalizăm care este candidatul la primăria Bistrița, care este candidatul la Consiliul Județean, așa mai departe. Dar eu vă spun că e o șansă pe care Partidul Național Liberal în Bistrița Năsăud nu are voie să o rateze. Primăria Bistrița, Consiliul Județean, orașele și, dacă vreți, tot județul. Ăsta este mesajul pe care trebuie să-l transmită. Mă refer la majoritate în județul Bistrița Năsăud. E valul Partidului Național Liberal. E valul Partidului Național Liberal de care va trebui să profităm, dacă vreți, în adevăratul sens al cuvântului. Și, pe de altă parte, e clar că asta putem să o facem numai rezonând cu
bistrițenii. Mulțumesc mult de tot! Vă mulțumesc pentru...